corect să evaluezi un jucător așa la un meci oficial, la două meciuri oficiale? Dom'le, nu e normal să iei un jucător apt? Dom'le, dar nu era... Eu formă. Spun că nu, nu că Ianis trebuie să joace titular. Să fie și acolo. Eu vorbesc de cum gestionezi relația tu selecționer cu un nou... cu un nucleu important de jucători. Da. Da? Și să respecti grupul și acela. Și să știi că și speța asta cu Ivan. Și speța asta cu Ivan este sensibilă. Ivan este un jucător într-o formă foarte bună. Da. Da? E că nu trebuie să-l pierzi nici pe Ivan. Nu știu, trebuie să ai o discuție, să ieși la masă cu ei să spui. Nu ești convocat pentru chestia asta, pentru ce s-a întâmplat în aia. Dar să ai o discuție, să-l ții cumva cal, să cumva să-și dea seama că și el e unul dintre cei care va fi acolo. Adică nu ești în postura și n-ai... Da, nu suntem Argentina. Nu suntem, n-avem un lot super valoros cu, cu jucători la echipe de top din Europa. Să fii, să spui acum gata cu meciul ăsta, nenorocirea asta de meci cu Andorra și cu Belarus, trebuie să fie toată lumea. Nu! Este era un moment bun să faci, cum să spun eu, o coeziune, să încerci să... și chiar să vorbești cu Ivan. Asta e poziția mea, cum aș fi făcut eu. Bun, da, cum aș fi reglat-o eu, indiferent ce ar fi spus toată lumea din exterior, cum aș spune eu cu niște jucători, da? Eu mă rugam de jucători să nu facă antrenament, că veneau de la loc și vreau să se convină antrenament. Pentru că creasem o chestie bună și la AEK Athena și pe la Steaua cu Bogdan Stancu, cu Cristi Tănase, toți care erau la lot. Da? Aveam o relație de asta. Adică nucleul ăla erau... Aveam o discuție și era așa o chestie, puneam la mine în birou la o cafea, la breakfast și discutam cu ei. Și de strategie, și de viață, și de orice. Adică trebuie să ai relația aia cu ei ca să faci. Cum crezi că Lucescu a făcut chestia asta? Sau toți cei care au fost pe la echipa națională? Iordănescu. Iordănescu niciodată nu te lăsa într-o situație ca asta. Iordănescu senior. N-am jucat, a trimis, jucam pe la sub, pe la rezerv timp, cu perea, m-a chemat la lot. Adică e vorba de cum construiești o chestie de asta în timp. Asta nu înseamnă că asta e varianta ideală și că eu dețin adevărul absolut. Este o părere. Cum poți să creezi o relație foarte bună și o atmosferă foarte bună cu jucătorii la lot? Un nucleu, că n-ai mulți ca Ianis Hagi. O să treacă o lună, o să treacă două, o să treacă și o să-ți intre în ritm. Adică, cumva când cineva... într-un moment ca ăsta, că după o accidentare, nu ești 100%, nu? Și vezi că te cheamă la lot. Păi de-abia aștept să vină următoarea, ca următorul joc, să te urci în avion, să vii și să joci, nu? Eu văd puțin lucrurile diferit la o chestie ca asta. L-ar fi motivat să vrea să răsplătească și el ajutorul pe care îl primea atunci, dar eu vorbesc de relația, da. Eu când veneam la lot, de-abia așteptam să vin la lot. Dar sunt și alte vremuri, Ilie. Sunt convins că sunt alte vremuri. Eu spun de relația, vorbesc de relația mea cu Iordănescu. Da, gândesc altfel jucătorii de azi. Da, așteptam să mă duc la loc. Jucătorii de azi refuză, se retrag. Și să ne spună, băi, nu mâncați aia sau nu cu taie. Aveam chestia aia să fiu la loc. Era altă gândire. La nu știu cât în pat sau nu știu ce. Noi mai stăteam pe la doctor pe acolo. Da, nu știu ce, ne duceam. Da? Adică de-abia așteptam și când să ne certe, cum să spun eu. Pentru că așa era... Așa era, dar nu mai este așa și nu va mai fi așa. Nu mai este așa și nu va mai fi așa niciodată. Adică? Trebuie să înțelegem. De ce? Asta depinde de mine sau de tine de studio. Nu mai gândesc așa. Depinde de selecționer cum își face atmosfera la lot. Nu, dar vedem jucătorii, indiferent de selecționeri, ei nu mai vin la națională. Se retrag, nu le mai pasă. Vedem asta. Indiferent de selecționer. Că a fost Pițurcă, că a fost Daun, că a fost Rădoi, Contra. Remus. Nu a mai venit. Nu mai pot să vină. Eu spun că... Aria de selecție în momentul de față, de asta am dat și pe Ivan. E foarte mică. E mică. Normal că e mică, da. Nu poți să pierzi un jucător ca Ivan. Da. Credeți-mă că nu poți să pierzi un jucător. Bun, dar dacă vrei să impui niște principii. Nu știu ce sau... a făcut pe acolo. Dom'le, stai puțin. Nu e bună asta... metoda asta să dai exemple? Adică, uite, l-am da, dom'le, dar te duci și stai de vorbă cu el. Mm-hmm. Da. Mie mi-a luat banderola de capitan. La Steaua. Se numea Steaua atunci când... Tot timpul am mai tare să nu spun vreo prostie. La Steaua da, atunci, da? Atunci chiar da. Era. Da, atunci Steaua, nu sunt dubii. Da? Sper. Da. Și o ieșire în decor, mă, într-o seară, într-un club, vezi, în echipa națională, nu știu ce, asta m-a opozat. Mm-hmm. Și tu așa te pregătești pentru meciul după 3 zile? Zic,
ăștia, mă rog, și mi-a luat banderola. N-am spus nimic, ăsta am intrat și am dat vreo 4 goluri la un meci cu Brăila acasă. Mi-a dat banderola înapoi. Dar m-a cumva să simt că nu e ok ce am făcut. Dar relația aia, nu, eu eram convins că e de așa... Că nu e ceva care să rămână permanent. Corect. Trebuie să arăți ceva ca să se repare. Da, lucrurile. Dar oricum nu treci la de-astea. Adică sunt și... Adică, cum să spun eu... Eu consider că jobul ăsta de selecționer, eu nici nu fac probleme pentru astea, dubla asta. Eu nu fac probleme. 6 puncte vom avea. Trebuie să te gândești ce faci pormă în Kosovo și pormă în Elveția. Tot cu... Adică, crezi că va fi un meci de referință ca să te bați cu Kosovo, cu ăsta, cu Andorra? Nu. În niciun caz. Eu am câștigat cu Andorra acum și cu Belarus la București. Trebuie să țin în primul. Nu, trebuie să ai în cap un lucru important de jucători. Nu dau lecții, e o părere personală. Absolut. Fiecare are filozofia lui și... Pericolul este să nu faci punctajul maxim pe aceste două meciuri. Nu faci, și atunci ai compromis campania. Nu există, nu există. Și eu sper să n-ai cum, dar... Bine, jucăm cu Andorra, deci... Jucăm cu Andorra, deci nu există așa ceva. Și ce național e și Belarus? Adică, și Belarus ce național? Prim vorbesc de primul meci. Porma acasă, indiferent. Stat eu cu toată lumea să vii să... Și eu și să... Hai că mergem și noi la meci, batem păi sigur. Păi facem de acolo, de la stadion, da. Eu spun de relație. Eu spun că e foarte greu să... În 5 zile să creezi o atmosferă și o chestie de asta. Adică fiecare are statutul lui la echipa națională. Ianis Hagi trebuie să aibă statutul lui. Fiecare, Răzvan Marin, cei care sunt, trebuie să aibă statutul lui. El nu e accidentat, nu e pe lista aia. Tocmai, da, da. Hai să-l văd și eu cum e după accidentare. Măcar de curiozitate, să-l văd cum e la antrenament, dacă e, cum e. Da, și până la urmă, adică nu vorbești de bage cu titular sau să facă nu știu. Mister, până la urmă ajungi la vorbele lui Gică Hagi, care spunea că pentru selecționer Ianis Hagi nu e un jucător important. Dacă era un jucător important, ar fi trebuit să vorbească, nu prin SMS. E presiunea foarte mare înainte Mister, de ar fi trebuit asta. Ar fi trebuit super concentrat și s-a concentrat pe cei care sunt. Dar poți să zrăpești pentru Ianis Hagi 5 minute să discuți cu el la telefon, nu prin SMS. Nu prin SMS. Corect ce spui tu. Eventual înainte de publicarea listei. În postura asta de selecționer trebuie să ai școala vieții, artă ca să gestionezi o chestie ca asta. Da. Mai adică trebuie oameni, să fii, mai consulți cu oameni cu experiență. Adică nu trebuie să fii, să ai 10 pe linie. Mai trebuie să ai și altă calitate la chestia asta. Da. Și mai e o problemă. Adică e o relație. Păi dacă când m-a chemat pe mine la un meci de echipa națională, bine, dar și-o seama că nu sunt. Că nu sunt în vână, înțelegi? Pe ce am zis eu ceva, că nu știu, dar eram, cum să spun eu, mă simțeam aproape și toți mă tratau la același nivel, cum să spun eu, echipa, nucleul, da? Dar eu simțeam că nu sunt ce trebuie. Dacă este să vorbim din punct de vedere sportiv, Ivan ar fi trebuit să fie la echipa națională în momentul de față. Și aici e o problemă, pentru că primează criteriul sportiv, adică jucând bine, fiind în formă, nu trebuie să convocăm cei mai importanti jucători. Dacă stilul lui Edi Iordănescu este de a impune principii prin pedepse... Dar e paradoxul ăsta, pentru că doctorul de la echipa națională e același doctor și la Creva. Care e speța ce a fost acolo. S-a pierdut ceva pe patrase. Eu m-aș furcat în avion sau în mașină și m-aș fi urs și aș fi urmărit. Eu m-am zis că Ivan a făcut ceva. Ivan! Domnul Rotaru spune că n-a făcut absolut nimic. A făcut ceva ce el face și la club. Pe Ivan îl doare piciorul. Niciun dialog. Luni, joi. Se antrenează vineri, sâmbătă și duminică e gata pentru meci. Atunci cine l-a trădat? Doctorul lui de la echipă? Da. Doctorul Craiovei a fost pus într-o situație foarte rea. Să-și trădeze clubul, angajatorul. E un jucător special. Hai să spunem, nu știu cum e, trei... cumva gestionată relația asta cu Ivan. Un jucător. Cu oric, sunt mai mult special. Nu doar Ivan. Da, nu poți să ai 25 de cuminți. Păi asta spun, trece unul mai special, da? Ok. Te urci frumos, fiu ăsta de vorba, să stăm de vorba. Păi, vezi că pentru chestia asta nu te cunosc. Tu ești acolo, vei fi acolo, stai, nu te gândi că nu ești. Trebuie să fac asta cu tine.
Nu că nu vorbesc cu... Pentru că, repet, n-avem la Dortmund, n-avem la Juventus, n-avem la... Nu știu. N-avem. Iannis este cel mai important jucător la un club important. Tătărșanu s-a retras. Răzvan mai e la Empoli. Dar vorbim de un jucător care... De un club care... A scos capul în Europa League. A jucat o finală de Europa League. Adică trebuie să gestionezi. Că n-ai mulți. Că da, cum era înainte, l-aveai pe, aveai câte 2-3 pe post. Da? Da. Și toți jucau și aveau continuitate. Era mai simplu pentru senior, pentru Iordănescu. Dar acum trebuie să ai, cum să spun eu, e de... Nu spun că e rău să fii riguros și să nu țești, să mergi pe niște pisici, să... Ok, foarte bine. Dar la lot e un alt job. Eu știu că Edi l-a urmărit pe Iannis în toate minutele jucate pentru Rangers și a ajuns la concluzia că Iannis este un jucător acum cu mult mai slab decât era el înainte de accidentare. Ca prestație de acum. După accidentare. Nu ca talent intrinsec, nu contează asta, Danciu, contează forma de acum. N-a jucat, da? Ți-a spus ei Iordănescu asta? Eu așa știu, da. Nu, că vorbești, că poate n-a spus asta. Știu că așa e, sigur. Am înțeles. Eu de asta spun că prefer să cumva să știi să gestionezi 30 de jucători. Cu tact. Sunt cu mare tact. Că nu ai. Că nu ai. Că nu ai soluții. E cum ai zis tu, să-i ții calzi pe păi toți. Păi tu îi ții nu calzi, nu-mi place cuvântul ăsta, să-i ții calzi. Nu, dar cam așa e. Suntem importanți. Da. Cum l-ai luat în atmosfera echipei, cu toată lumea, cu nu știu ce. Și la antrenament să-l bagi pe rolul puțin titular, că trebuie să schimbi. Nu știu, sunt niște chestii. Păcat că nu mai antrenez. Asta e. Ah, te simt nu, acum. Nu, pe cuvânt așa, că nu mai ți-a făcut chef. Puțin, nu mi-a făcut chef. Asta e. Mă simt mai comod aici și asta e. Diseară, adică